mecanismele realizării unei dorințe sunt atât de subtile și atât de individualizate pentru fiecare, spunem, purtător de karmă, pentru fiecare purtător de psihic, și suntem de la bun început, de la naștere, plasați pe diferite nivele. Tot ce a fost până aici este memorie. Tot ce se va întâmpla de aici încolo nu e nimic altceva decât imaginație. Nu, atunci ce pierd timp cu ea? Adică în prezentul respectiv eu nu fac nimic, adică omor timp, pierd timp, stau degeaba, nu mă ajută nici cum pas să măr câte dorința mea. Adică trebuie să... Stânjirea, dorința, aspirația și... Primul lucru când a apărut dorința, ne gândim, e a noastră sau nu e a noastră? Cum o detectăm? Cum o discriminăm? Simplu. Viața dorinței este, trebuie să fie maximum de scurtă. Țineți minte? Dacă ai o dorință pe care o ții în cap mult, înseamnă că tu te pregătești să o abandonezi. Dar încă n-ai găsit toate scuzele ca să o poți abandona. Dorința trebuie să aibă viață scurtă. O a apărut, ai văzut-o, ți-a plăcut ideea, ți-a plăcut realizarea ei, cum o să fii tu când dorința ta va fi realizată, și dorința a murit. Ai omorât-o. Treci la acte volutive.